diferență. E o diferență. E o diferență. E principiul nevoii de a cunoaște. Faceți parte din celebra comisie de anchetă. Nu știu ce anchetează comisia asta, dar este distractiv. Astăzi l-am văzut la comisie pe un personaj simpatic mie, celebrul Marcel Opriș, șeful STS-ului, pe care nu mai schimbă nimeni. Cred că Opriș și-a îngropat pe toți, o să-l îngroape și Coldea este îngropat. Doar Silviu Predoiu de la SIE și Marcel Opriș au reușit să reziste, uite-te, de 12 ani în funcții de șef de servicii de informații. Marcel Opriș, o prezență extrem de discretă, este băiatul cu telefoanele operative ale statului român, a fost în fața comisiei, să-l vedem, după care intrăm în dezbatere că avem membrii comisiei aici prezenți. Dacă în ziua, seara sau noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, mă refer la turul 2, ați avut orice tip de comunicare cu vreuna din următoarele persoane, domnul George Maior, domnul Florian Coldea, doamna Laura Codruța Chioveși, domnul Traian Băsescu sau domnul Gabriel Oprea? Eu ca persoană sau instituția? Dumneavoastră ca persoană și instituția. Păi, instituția nu putea să aibă eventual asemenea discuții decât prin mine, iar eu nu am avut. Mulțumesc. Iar dacă vă interesează să știți ce am făcut în noaptea alegerilor, credeți-mă că la 1:30 m-am culcat și am dormit. Mi-ajunsese o zi și jumătate de muncit la serviciu. Pentru anul 2010, dacă vine vorba despre servicii, am remarcat faptul că față de 2009, Serviciul Român de Informații, mă refer la bugetare, la buget, Serviciul Român de Informații a avut 0% creștere, Serviciul Român de Informații Externe a avut 1,52%, STS a avut o creștere de 39,84%. Ne puteți explica ce anume a determinat această creștere? Cred că a fost a doua cea mai mare creștere din anul respectiv. Domnul deputat, totuși, domnul președinte, este o comisie de investigare a unor evenimente cu privire la legile din 2009. Are vreo legătură? Nu, că pot să-i răspund domnului deputat, dar eu dar știu puteți că... să mă întrebați pe mine ce știu legătură că are, că vă spun eu. Mă adresez domnului președinte, eu știu că activitatea STS e controlată de Comisia de Apărare. Comisia de Apărare. Dacă domnul deputat e membru din Comisia de Apărare, aș putea să-i sugerez, ca să nu-i dau răspunsul acum pe loc și în public, să găsește acolo documente. Noi trimitem lunar la Comisia de Apărare documente cu privire la activitatea STS. Fiindcă timpul e mult de atunci, poate o să vă amintesc dumneavoastră că România era în proces de pregătire pentru aderare la Schengen. Aș vrea să vă spun că acele fonduri la care faceți referire s-au tot vehiculat prin presă. Că eu mă așteptam să vin la o comisie în care să discute chestiuni serioase legate de alegeri, mai puțin informații vehiculate prin presă, se datorează exclusiv unei misiuni pe care instituția a primit-o din partea unui comitet care se numea Consiliul Național de Investiții, ar trebui să-mi amintesc, și care însemna prepararea unor anumite rețele pentru îndeplinirea unei condiții tehnice din Schengen. De altfel, nu au fost bani din România, au fost bani din fondurile Schengen. Și tot pentru precizie, credeți-mă că dacă ceva a fost folosit cum trebuie de către România, cred că au fost fondurile Schengen, încât la sfârșit, după ce a fost auditată, România n-a fost niciun fel de penalitate, nici măcar la adresa STS-ului. Deci acea extraordinară creștere de buget, care de fapt pentru STS am însemnat scădere de buget din sursa de finanțare națională, au fost de fapt fonduri Schengen pentru a construi un sistem tehnic și care există și acum, ca să știți. Deci n-are nicio legătură cu alegerile. Iar faptul că acele fonduri Schengen au fost utilizate în 2010, credeți-mă că alocarea era cu mult înainte, nu în 2010. Îmi exprim nedumerirea că într-o comisie în care credeam că discutăm despre acuratețea unui proces electoral, cu tot respectul pentru funcția pe care o dețineți de foarte multă vreme în țara asta, funcție foarte importantă, cred că ar fi bine să ne lăsați pe noi, membrii comisiei, să evaluăm importanța unei întrebări. Când sunt asemenea întrebări care, iertați-mă, sau lucruri care sunt parcă construite special să dea pretext la discuții, nu pot decât să nu mă minunez. Dar trebuie să înțeleg că rolul meu de angajat al statului este să răspund etern la aceleași întrebări, să fac documentare pentru persoanele care au acces la surse de informații, dar nu le citesc. Deci este suficient ca cineva să citească bugetul. Este un document public. Interpretări de genul acesta pe care o parte din presă le fac, nu vă supărați, dați-mi voie să le consider în continuare răutăcioase și într-o încercare forțată de a face legătura între un eveniment electoral și așa zis alocare de buget. Credeți-mă, n-au nicio legătură. Dimpotrivă.
V-a încălecat Marcel Opriș acolo la comisie. Generalul puternic în forță... Nu. Hai să nu folosim expresia asta. Unul la mână. Jurnalistic vorbind, nu, așa. Nici măcar jurnalistic, îți spun, Silviu Mănăstire. În primul rând, comisia asta este o comisie de tăiat frunze la câini. Deci comisia asta este de o plicticoșenie, vorba lui Cristoiu, teribilă, domnule. Deci e ceva înfiorător. Dar faci înfiorător. Parte din ea. Da, fac parte. Și ești remunerat, vorba aceea. Nu sunt remunerat. Nu ești în plus, nu se plătește nimic. Nu are nicio legătură, nu se plătește nimic în plus că stai la comisia respectivă. Atunci e bătaie de cap. Da, și uneori, și da, chiar dacă ești membru în trei comisii în Parlament, nu e în plus decât suta aia de lei, nu știu ce, participarea la o comisie. Poți să mergi la trei comisii, tu iei pentru una singură, ca să lămuri și pe asta. Bun. Deci tăia dincolo de treaba. Frunză la câini. E o comisie tăia frunză la câini, de ce? Pentru că, odată, oameni din comisie, precum doamna Cătăniciu, care, by the way, sau în paranteză fie spus, ce-o mai căuta în Parlament, nu știu, care are verdict definitiv din partea ANI și decizie definitivă, numai că nu vrea domnul Dragnea să pună cazul Cătăniciu pe ordinea de zi, îl ține îngropat la biroul permanent al Camerei, nu se vorbește despre cazul Cătăniciu. Dar dânsa e vicepreședinte în comisia de anchetă. Bun, deci nu știu ce caută Cătăniciu în comisia de anchetă. Poate doar să întrebe ceea ce la un Excel. Da, și face ochii mari că ăia de la PDL aveau în 2009 un Excel proiectat pe un perete. Și zice, vai, mâine, păi mâine mă aștept să întrebe, să spună cum trimitea SMS-uri, să puteau trimite SMS-uri în 2009 sau mai știu eu ce. Deci pe lângă că asigi la momente din astea în care îți vine să dai cu basca de pământ, să spui, bă, ce caut eu aici. Da? Asta odată. Doi. Vin oameni și întreabă despre procesul electoral de parcă în 2009 s-a votat pentru prima oară în România. Deci sunt oameni în comisia aia care nu știu cum funcționează alegerile și te întrebă cum au ajuns deputați. Dacă ei nu știu cum să constituie o secție, dacă nu știu ce se întâmplă la o secție de votare, cum arată un birou de votare, cum să alege președintele de secție de votare, cum să raportează, ce întreba astăzi, nu mai știu care din comisie, ce, și cum au venit rezultatele din străinătate la București de la secție de votare. Încep pe treabă bună. Prin curier diplomatic, ca așa vin, prin poșta specială. Păi nu-ți vine la un moment dat, așa faci în comisie, îmi vine pe cuvântul meu, că nu se vede, nu filmează pe cameră, dar îmi vine să dau cu capul așa la un moment dat în masă și să zic, bă, ce caut eu aici? Asta nebunesc când se întâmplă chestiile astea. Doi, sigur că vin și oameni care știu, sigur că s-or fi întâmplat lucruri, dar dacă tu n-ai în comisie oameni care să știe ce să întrebe, vine Pleșoiană și întreabă pe Opriș de buget, când noi vorbim de alegeri, da? Dar pe Joană, când a venit la comisie, luaseră toți poziția Ghiocel, da? Și se uitau la Joană și îl întrebau, mai aveau să-l panseze din când în când, să-i spună, lasă că ați pierdut, că facem noi în comisia asta să iasă bine. Ce se întâmplă însă în comisie, foarte interesant? Se întâmplă că se adună din ce în ce mai multe date care arată că în comparație cu 2009, când a fost scrutinul dintre Băsescu și Joană, mă, ce să vezi, în străinătate au votat mai puțin decât au votat la scrutinul final dintre Ponta și Iohannis. Că ce să vezi, la Paris, unde făcea Antena 3 la un moment dat mare tam-tam, că au votat de cartea recordului, nu știu câți inși pe secundă. Păi da, Robert Turcescu, dar în 2014 a fost val emoțional, nu a fost... Ce să vezi că în 2014 nu cam depășit, dacă e așa, bă, recordul din 2009. A fost de 7 ori depășit recordul din 2009. În pauza de publicitate, pe mine mă interesează, foarte scurt după publicitate, să-mi explici de ce niciun personaj prezent în sufrageria lui Oprea nu se prezintă în fața acestei comisii. Ba nu. Îți dau vestea de pe acum. Mâine vine Oprea. Ha, crezi că vine Gabriel Oprea? E, a zis astăzi, atenție, îți dau știrea. E, știrea. Hai că ți-o dau după pauza publicitară. Da, luăm pauza și dăm știrea după pauză. Am revenit în direct, dosar de politician Robert Turcescu, Răzvan Prișcă, Marius Oprea. Robert Turcescu, ne dădai o știre. Așa. Gabriel, mâine erau convocați la ședința Comisiei de Anchetă domnul Gabriel Oprea, în persoană, care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să începem după Andronic. Andronic, Oprea, ei luai pe toți în sufrageria respectivă, că de acolo a pornit Comisia de Anchetă. Bun, dar era convocat Oprea, după aceea Anghel Iordănescu, Neculae Onțanu și Teodor Baconschi. Asta e lista pentru mâine. La finalul ședinței de azi l-am întrebat pe președintele comisiei, pe FIFOR. Dom'le, zic, da, Oprea vine mâine sigur la 10? Zice, încă nu știm. Săptămâna trecută ne-a confirmat că vine miercuri la 10, aseară am vorbit cu domnul Oprea la telefon și zice, FIFOR mi-a zis că se mai gândește. Păi zic, ce e să mai gândește, trebuie să știm și noi, da? Vine sau nu vine Oprea?
mâine. Zic, trimite-ți-ne pe mail dacă vine sau nu vine Oprea. Am primit în urmă cu o oră mailul de la secretariatul comisiei, cum că e trecut acolo la ora 10 Gabriel Oprea mâine că vine la comisie. Că dacă era să ne întâlnim numai cu Onțanu și cu Iordănescu, să terminau audierile 10 minute. Păi ei săraci au spus că erau în camera mică, erau în camera importantă, erau în sufrageria mică. Bun. Și atunci, da, în condițiile astea, audierea de mâine poate fi interesantă, pentru că deja ne apropiem cumva de, la, de ce a pornit această comisie. Ce făceau ăia în biroul lor? Corect. De ce s-au adunat, da? Care era chestiunea? Eu am propus ce relație existau între ei, Robert Turcescu? Sentimentul meu este că se încearcă în acest moment cu această comisie de anchetă, cum se încearcă și cu oaia lui Daia și cu alte chestiuni. Oaia, da? Vine imediat oaia, da. Avem nu, subiectul așa, oaia. Da? O țin cu comisia de anchetă cât un personaj, am fost Andronic în prima săptămână, săptămâna asta Oprea, după aia cine știe, săptămâna ailaltă ar trebui să vină dacă fac o cald. Coldea. Nu, George Maior. De Maior știu, de Coldea n-am aflat până acum că îl... Ce, îl chemați pe Coldea la comisie? Păi, eu am propus să fie chemat și să fie chemat toți în sufragerie, din birou. Coldea, Chioveși, Oprea, Dâncu, Maior. Și sunt de acord membrii, da? Comisiei, președintele ăsta, FIFOR e de acord? Domnule, au zis, domnule, chemăm pe tot. Nu conduce, domnule, FIFOR comisia. Dar cine dar conduce? Dar cu tot, e un om rezonabil, așa l-am văzut. Da? Muzeograf de comisia este condusă de domnul Țuțuian. Ca să fie foarte clar. Aoleu. Da? Deci domnul Țuțuianu, care conduce și comisia SRI, este cel care dictează așa cumva liniile de direcția, dacă vreți. Da? Ei vin cu liniile de atac. Da, sunt voturile sunt 9 la 6, adică 9 PSD ALDE, 6 USR PMP plus PNL. Deci dacă vrei să modifici programul sau să propui audierea cuiva, tot cum vor ei iese. Impresia mea este că deja raportul comisiei este scris, însă o foarte mare problemă. Eu la finalul fiecărei audieri l-am întrebat pe cel invitat acolo, domne, aveți vreo suspiciune că s-au fraudat alegerile în 2009, nu dormiți bine noaptea din cauza asta, există ceva? Ce să vezi? Blaga, nu? Pe ce era Predoiul interesat Blaga a zis că au, să zică da? Alegerile au fost organizate impecabil, zice Predoiul, care era ministru de externe atunci, da? Așa? Tomac astăzi, nicio problemă. Da? Pe bun, sunt părți interesate. Tot până și Hrebenciuc, până și Hrebenciuc, da? A spus-o foarte clar că din toate sondajele pe care le-au făcut ei, și au făcut un mega sondaj, a zis Hrebenciuc, l-au dat unul pe 15.000 de respondenți, da? Le dădea foarte clar că Gioană pierde alegerile. Și când știau, era clar că depinde votul românilor din diaspora și era clar că din calculele lor, dacă luau 40% din voturile românilor din diaspora, mare minune, au luat mai puțin de 40%. Deci știau foarte clar. Și atunci întrebarea venea, domnule, dar de ce l-ați mai lăsat, domnule, pe Gioană să bucure în noaptea aia, săracu, să strige Mihaela, dragostea mea, și să țopăie... Și ce a zis Serbenciuc? Da? Ce să zic, că nu răspund la întrebările astea. Iar pe Gioană, ce să-l întreb? Că toată lumea a declarat de la Hrebenciuc încolo că vizita la Vântul a fost fatală în noaptea. Mâine, Gabriel.